Merry Christmas! Cum e, Alex? Bună seara, bună seara, prieteni, bună seara, doamnelor și domnilor! La mulți ani la toată lumea! Prieteni, ne-a făcut Alex o vizită pentru că am văzut pe vlog. Auzi, place la noi aici, cum avem noi beculețele noastre aici. Da, prieteni, e încă super divin. Da? Fain. Păi, dar nu sunt așa multe, mă, să zici că sunt multe, Alex. Nu contează, e frumos. Îți place ție, astea ale noastre? Ia uite-le. Ia să vedem. Păi cum bate blițul ele. Cum bate blițul? Da, da, trebuie. Ia vezi acum. Și îi place la lui Alex. Da. Dar azi mișto ursule, ce zice? Uite. Stă Alex și să uite, să vezi când stă afară, nu vrea să ducă înăuntru. Stă aici să uite la ele. E tot un bec. Când frige mâine purcei aici, îl băgăm și pe la priză și avem lumină exact aici, știi? Aha. La cuptor. Alex, aici e. Hai să nu, hai să mănânci macaroane, Alex. Hai, ursule, că el să mâncă și el macaroane. Să mă prind din consum. Ia să vedem ce fac copiii. Ai stins filmare? Nu, ce? Am întâlnit blițul că îl pe aici, când e ăsta, știi, da? Ce îți fac, Luiță? Cum merge? Alea. Pune și nu știu. Acu e nu, eu nu vreau. Nu știu. Nu știu. Ești la regim? Ba, mă, de ce cald e aici? Vreau să nu lași și tricourile mele afară, le-am văzut că le-ai pus pe uscător. Eu nu vreau mâine să le văd sub braițel. Nu le-a pus ea. Ți-a luat și geaca ta. Da. În ce te îmbraci acum? Și să trebuie să cumpăr altă geacă. A dormit pe ea, a luat-o din... A lăsat-o atunci noaptea acolo pe scaun, a luat-o și s-a plucat. Mi-a spus și eu geaca din... Aia, cum îi zice, zic, când cauți să scoți gecile din... Cifone? Da. Alea ale durațe. A dormit pe ea, Rader. Ți-aduc geaca ta care a fost cu ea la Sinaia. Să vedem dacă te mai cuprinde. Să iau, să duc imobilă. Păi de ce să nu asta zic, să o iei pe tine acum. Mai slăbit de atunci. A, da. Așa e, mai slăbit. Ha, de unde e? O am înăuntru. O ai la îndemână? Te mă duc eu. Nu te aduc. Să vedem dacă e, dacă nu, s-o bag la mașina de spălat. O bagi din seara asta, hai. Pe asta zic. Da, să vedem cum e. Praf, în ce asta? Ha? Cum ești tractor, în ce asta? Cine a fost în tractor? Ceaca, du-te. Am zis că o bag la mașină de spălat, știi? Am râs de rață, prieteni. Rupeam piciorul. Rupeam piciorul. Dar tare am râs de rață când te-ai băgat să scoți rața afară și Marisa cu viteză din magazin, direct în freza cu trânce. Păi, de piele subțire asta să umbli în ea. Ea e ușoară să ții. Ia, ia băgă pe tine, dacă mă intră, dacă nu, o liter. Ia, venit, tipo, pe. Arată bine. Nu, băi, super, bă, asta. Am mai slăbit bucătarul. Dar eu ți-am zis că am mai slăbit, atunci era mai grasă. Ce ia ce mai slăbit? Uite cât e niște stai fără geacă pe tine. Da, îți spun asta la pune și bună. Mai pui asta în cap, știi că stai pe afară acum de Revelion. De Revelion? De Revelion.
Ce s-a întâmplat, mă? Las că dai-o jos și-o pun în jos. Uite așa. Uite, lasă-o să pun după aia, de două jos. Stai, stai, stai. Uite așa. Ia uite, bă, stă-n mobilă și prin un băș pe tine. Și mă referim că e groasă rău. Nu cum să fie groasă rău. Deci îți ține că așa să o ține. Îți zic că e de multe, ca să poți să urci. 2 milioane. No. Mare mărâmba, cuțuniță. Vreți să-ți arăt? Ia, ia, arăt. Ia. Ia. Dacă iară la cuțuniță. Ia, cu ce ai? În serios, am văzut ceva mă urmă de jos. Eu nu știu de acolo. Nu știu de acolo. De atunci ai mai luat-o pe tine. Da, bă. De dacă nu cauți cuțuniță. Ce să-ți fac? Aia trebuie să împărțim. Păi de ce să împărțim? Păi trebuie să împărțim, că am fost amândrei aici, am verificat geaca. Da, mă, da, de ce nu-i cuță? Mai am buzunare pe aici, undeva. Ai, ai. Bagă la spălat, ha? E fain, nu? Deci e și subțire, ușoară. E ușor asta, zic că sunt liniat, pentru să mergi seara acum pe la prietenii tăi. Păi ce să cauți seara pe la vizionă? Ce să cauți? Mă, de Revelion, mă! Nu, nu mă duc la nimeni, nu umblu eu. Nimeni. De Revelion, mă duc doar la oameni serioși. De unde să-ți iau serioși, așa cum e Alin, acesta Alin? De unde acesta Alin? Bă, ce face, m-a plecat Alin, a lăsat acasă că... Să vezi că ai rămas cu patroana. Să nu te împurci cu patroana de Revelion, că strică Revelion. Păi de ce să strică? Să-ți ceartă cu cineva. Nu știu ce vreau. Orașul zboară, nu avem nicio treabă. Are, vine la noi, spusuri sau ne ducem la ea? Ce facem de Revelion? Nu știu. Bine noi... și ea. Bine. Mergem și noi la ea, ne plimbăm toată noaptea. De ce? A doua zi mergem la Marian? Ce? Da. Și tot așa fie. Da, cine? Cine e, mă? Nu-i nimeni acasă. Mascații. Nu primim. Nu primim mascați. Vreau să te duci la somn, ai cu el ăsta. Copilul ăsta, tot de pe el pa. Cine e ușor? Păi nu e, nu e, nu e. Ce ai, e ușor în mână? Vine trei copii. Aha, lasă să vină, cheamă-le. Păi nu e, să mă ferde. Păi îți adu niște, cu grâușorul, lasă că e bine să intre. Păi nu e... A fost el la noi? Păi nu știu la noi dacă e bine să intre. Nu e voie să primești Colinda, ai uitat? Tu te știu la poartă, ia grâușor și dă-le 5 după aia. Dă-le și tu ce o am eu. Lasă că am eu. Ia un grâușor și... Dă-le și tu. Ca să nu cânte. Ia biștea la mine, o fac de... Ce biștea, dacă nu? Dă-le mă, zice lei pe unde. Dă-le și lor, zice lei. Păi tu ai zis că vii dimineața, ce faci? Nu dormi, n-ai somn? Bă, da, plecă, copiii la voi, unde? Plecă, eu rău aici, nu vezi că au fost aici, au servit macaroane. Au mâncat aici macaroane, au mâncat alea, nu știu, ei n-au mâncat carne. N-au mâncat carne, au mâncat macaroane, spaghezi de alea cu brânză. Fetele nu vor mâncare. Ce face doamna Anca, ce face... Anca, nu văd ce-i spate. Fata, asta, un ursul, ce face asta? Mi-a zis fetele că fac ceva prăjituri, ele. A făcut ce? Da. Ule, ale, ule, am văzut schii cu fetereasă. Am făcut și noi aseară. A, mamă, trebuia să mă duc la Dana să iau, am uitat. Ce frumos lucrează, curat, ordonat. Ule, ule, și nu. Asta, ule. A, Georgiana, uite, să aducem și noi, să ne facem și noi. Foarte bine, ce frumos lucrează. Da, mă, să zicem. Da. A, cumpără mâncare de... Da. Te cumpără, copii. Sunt și fetele și băieții. De cum vă le face acolo? Au zis Georgiana că eu nu-mi bag botul. Mai bine îmi cumpăr eu pâine, două, și mi-a zis Georgiana. Nu, nu, păi ce cumperi tu? Adică tu m-ai zis pe mine și cu tot cumperi. Lasă-mă că... Nu zi nu, domn, să bag botul mâncarea lor. Eu cumpăr de alea scumpe. Am văzut conservele aia nelea speciale. Mi-au o supă acolo la 3 lei, mi-au fac... Iar supe, tu de 20 de ani mănânci la supe.
atâta carne, cine nu te lasă să mănânci, ani mănânci supe. Mm. Te îmbolnăvești de la fideaua aia, ne fier. Cu fier, eu cum știu, ăla să-i... Vă spun toate pe acolo, când zic unde e. Uite pe masă acolo, pe... Aia mare, nu vezi? Mamă, dar ce boaie aia e. Erau trei copilași, Ioane. Ce lua greu? Păi nu, nu mi-am dat nimic. De ce? Păi nu știu, nu... Bă, trebuie să-ți dau, să-ți dea grâu, bă, nu trebuie să-ți dea grâu. Să-ți dau un fier de grâu, de-aia te trimisei. Bă, nu mi-au dat nimic. Că aveau ei. Sotele. 10 lei. Păi du-te, bă, tu i-ai ales 10 lei. Bă, du-te, ce-ară tu, ține grâu, mă arăl, mă râmbat. Ia paharul, fuți. Păi de unde să știu dacă... Avea mâine. Avea mâini. Paharul, fă-l repede, Iane, la rubinet. Bă, dă-ne și nouă, că așa-i bine, zic câteva grâu strigă. De unde să știu ce trebuie? Poate că nici le-ai dat, bă, grâu? Că se primesc colinda, așa, nu că... Bă, unde ai primit-o? Afară la poartă, au cântat. Bă, strigă, Ioane. Grâu! Grâu! Du-te că-n dreapta! Du-te grâu! Hă? Ia uzi! Copii! Îți la Andru, bă! Nu! Îți la Andru aici, în curte, bă! Nu știu și eu, Andru. Ba da! Acolo sunt! Sau clopoței, Ioane. Lasă-mi eu, mă, Ioane. Pune un sătul, nu știu că trebuie să iei un șir de grâu. Dacă nu mi-a dat femeia aia, mai nu știu. Nu, mă, nu știu, mă, că așa e bine, mă, de-aia te-am trimis. Vino cu aia, Ioane. Nu-i vine cu țigarea în gură să iei grâu. Nu știe, nu știe. Păi de unde se știe ăsta? E cu capacanța mare. Sănătate! Să rămână, să rămână. La mulți ani, doamnă. Vezi pe copii, eu. Da, au cântat-o, bă? Da. Cum au cântat-o? Nu știu cum pleacă, cum descânt. Copilul ăla a rămas fără mamă. Trebuie să le dai și lor ceva. Eu le-am dat. Să știi. Mama e! Au, ia stai să-ți dau o bucată de cârnaț să dai la copii. Stai aceea. Du-te eu un cârnaț de la uscat. Nu știu că e fript, curcan, le dau ca să mănâncă. Dă-le și o bucată de aia, și o frighie. Dă-le, pune și curcanul ăla fript, pune-le bucăți. Într-o plasă, într-o caserolă, ceva, pune-ne și lor. Vino, Ioane, ia o bucată de aici de cârnat. Da, mă, dacă tot e sărbătoare, mă, veniți, mă, cu oamă. De ce să urc eu, frate, aici?
Leuțule! Nu vine, mă, nici nu. Vă auziți eu acum. Bă, nu să fiți voi aici cu mine, să mă țineți dacă în caz se întâmplă ceva. Da? Ha? Ha? Da, ia. Bă. Le-ai pus cu canul ăla. Cine? Hai, 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 bă! Lasă nu e, nu e. Nu e. Iani, i-ai pus curcanul? Am pus, Cătăline, și curcan tot. Dă-le, Iani. Vezi că e cârnața, fumați, mamaie. Și fript am pus curcan. A pus și curcan fript acolo. Nu știu de unde cunosc pe femeia asta. Eu știu de unde e femeia cu tună. Bă, alo, greușorul. Haideți. Nu știu, bă, leuțul, tragiți. Hai, ce frumos e acolo, se vede. Mamă, când eu aveam mesele puse acolo și alea. Ha, ha, ha. Și luminițe, și becuri, multe șmecherii. Bar. Da, faci râstic. Tu carne aradu. Da. Tu te închide magazin. Uite, Marița, unde stă? Uite, vezi, de asta cum ai și... Asta era în magazie, bă. A, de la petardi, vezi. Da, bă, uite cum merge. Ca Ion, uite cum merge. Bă! Ioane, vezi că ăsta, Raider, uite, vezi că... El era închis, du-te. Du-te mâine seară magazia. O să fie teroare. Uite cum merge, de la petarde merge așa ca Ion. Mâine seară o să fie teroare. A, mâine seară chiar că trebuie să-l băgăm undeva, bă. Nu te mai du afară, petardă, bă! Să vezi ce-ți o zi afară acum. Să vezi ce-ți dă ea copiii cu petarde afară. Bău! Păi dați câteva de aia. Și acum? De unde s-a luat Ion? Ia să-ți zic. Ioane! 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 S-a dus? În cine? A fugit, bă! Păi și copiii au plecat? Da, a fugit și el cu tot cu ei. Ce cu ei? Cu copiii s-a dus și el cu Ioane! Păi cred că plecă cu Colindu. Da, și el. Plecă și el cu Colindu. Hmm? Ce s-a gândit? Plecă cu copiii. Și copiii fac bani. Face și el. Hai, Leuțu, ia lemne și vină cu ele în coacă, să mă duc să prind eu focul înăuntru. Plecă și el cu copiii. Lemne! Ia auzi, mă, aici ies copii. Alții însă ia. Da. Trebuie să pui tot curcanul ăsta de aici cu tună. Acum mai zice și eu, că mai mă duci pe dimineață. Zgărcită ești. Trebuie să-l pui tot, că uite, mâine gata, frigem altul. Ia. Acum am zis că dimineața pune frig pe la mă, nu știu de la. Uite. Nu sunt gârcită, că le-am pus, dacă eram gârcită, nu le dădea. Da. De ce mă faci tu pe mine așa? Știi că eu nu sunt pe mâncare. Că eu dau la toată lumea. Așa, lumea, am gândit și eu că trebuie. Da, uite, nu mi-a înțelegeau ce face, că așa e. Ba, că așa vorbesc, ce vezi? Nu și cum suntem cu familia noastră cu mâncarea, că nu ținem cont. Mamă, câte vase nu s-au murdărit chiar cu oșa, cu mie, măcar copii, spaghete și rea, are ea. Ce și aici, ia și farfuri de asta de aici. Am adus să aprind și o foc înăuntru. E că eu și el cu Colinda. Da. Bine, prieteni, eu vă las. Dar uite că avem și noi greușori. Da, uite, vezi? Uite. Vă doresc multă sănătate la toată lumea, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor pe unde sunteți plecați în afară, vă doresc multă sănătate, sărbători fericite. Un an nou fericit. Să nu uitați că mâine începem în forță cu cuptoarele.
Mâine vă aștept pe toți la noi în curte aici cu cuptorul. Eu vă doresc multă sănătate și Doamne ajută la toată lumea. La mulți ani, România! La mulți ani!